Dan Diaconescu a fost reținut aseară la Constanța pentru 24 de ore și riscă să ajungă din nou în spatele gratilor. Fostul om de televiziune va fi astăzi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat că a întreținut relații sexuale cu minore și folosirea prostituției infantile. Polițiștii au făcut percheziții astăzi la locuința lui din București. Perchezițiile au fost făcute de către polițiștii constanțeni sub coordonarea unui procuror de la parchetul judecătoriei Constanța, în locuința din capitala lui Dan Diaconescu. Au găsit ceva? Este o invenție, o bazacune. De ce credeți că e invenție? Se bazează pe ceva real? Haideți, vă rog, dați-vă loc. Faptele pentru care este acuzat Diaconescu ar fi avut loc în 2020 și 2021, locuințele pe care acesta le deține în capitală și la Constanța, iar victimele ar fi avut la acea vreme puțin peste 15 ani. Se va judeca propunerea de arestare preventivă. Urmează ca mâine să mai avem o discuție cu procurorul, să vedem dacă va pune sau nu în mișcare acțiunea penală. Noi am făcut o cerere de schimbare în cadrul juridice. Vom vedea exact. În martie 2015, Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru șantaj, după ce a cerut unui primar din Arad 200.000 de euro ca să nu dezvăluie opiniei publice informații compromițătoare despre el. Fostul realizator de televiziune a petrecut în arest doar 2 ani și jumătate. Acum Dan Diaconescu riscă să ajungă la închisoare din nou dacă acuzațiile se vor dovedi adevărate, iar la pedapsă îi se vor adăuga și cei aproape 3 ani pe care nu i-a executat anterior.